a căuta habitatul păstrăvului, obiceiurile de hrănire, a descoperi minunile naturii trecând prin vaduri cu apa până la genunchi, a cunoaște, până la cele mai mici detalii, o metodă a cărui nume este pescuit la muscă artificială. Aceasta a fost dorința lui Zoli, care a petrecut două zile de neuitat în compania lui Erdei Copani și a păstrăvilor din Șoiou în emisiunea Curs de Maestrii.